Bun venit! Vă propun un exemplu de organizare a unei activități de învățare pentru tema din programa școlară, instrucțiuni, comenzi pentru implementarea în limbaj de programare a structurilor repetitive, din cadrul unității de învățare limbaje de programare structuri repetitive. Această resursă se adresează cadrelor didactice. Activitatea se poate desfășura în laboratorul de informatică, dotat cu acces la internet și videoproiector, sau online, utilizând orice aplicație care permite partajarea ecranului. Pentru implementarea în limbajul de programare C++ a algoritmilor discutați, poate fi utilizat mediul de programare CodeBlock sau un mediu de programare online. Pentru prezentarea și explicarea aplicațiilor propuse, vă propun un timp total de lucru de 40 de minute. Profesorul reamintește elevilor algoritmul pentru determinarea divizorilor unui număr natural de nul. Explică transpunerea acestuia în pseudocod și limbaj de programare, iar în etapa următoare propune spre rezolvare probleme ce utilizează noțiunile prezentate anterior. Din cele 40 de minute, vă propun ca timp de 10 minute să prezentați elevilor filmul pe care îl regăsiți în linkul afișat pe ecran și pe care, de altfel, l-am inserat și în slide-ul următor. Bine ai venit la o nouă întâlnire cu limbajul de programare C++. Astăzi te invit să descoperi cum poți utiliza instrucțiunile C++ pentru construirea de algoritmi ce combină structura secvențială cu cea alternativă și repetitivă și să testezi aplicațiile pe care le vom construi împreună la ora de informatică și TIC pentru clasa 7-a. Să ne reamintim! Fie A și B două numere naturale nenule. Spunem că A îl divide pe B sau că A este un divizor al lui B dacă există un număr natural Q astfel încât A ori Q egal cu B. De exemplu, 2 este divizor al lui 12 deoarece există numărul 6 cu proprietatea că 2 ori 6 egal cu 12. Observăm că, la rândul său, 6 îl divide pe 12. 4 îl divide pe 16, deoarece există un număr natural de nul 4 cu proprietatea că 4 ori 4 egal cu 16. Fie n un număr natural de nul, notăm cu dn mulțimea divizorilor lui n. De exemplu, mulțimea divizorilor lui 12 conține valorile 1, 2, 3, 4, 6 și 12. Mulțimea divizorilor lui 16 conține valorile 1, 2, 4, 8 și 16. O primă metodă de determinare a divizorilor constă în a observa că toți divizorii lui n sunt numere cuprinse în intervalul 1n inclusiv. Putem parcurge numerele din acest interval și putem verifica dacă sunt într-adevăr divizori ai lui n, caz în care sunt luați în considerare. Pentru determinarea tuturor divizorilor numărului n, putem utiliza variabila contor d, care va parcurge șirul tuturor valorilor de la 1 la n și va verifica dacă valoarea curentă a variabilei d este divizor al lui n, adică dacă restul împărțirii lui n la d este egal cu 0. În caz afirmativ, se realizează prelucrarea divizorului d. Programul afișat este corect, dar ineficient din punct de vedere al timpului de execuție. O altă soluție este să observăm că, pentru orice n, de la valoarea n pe 2 plus 1 până la valoarea n minus 1, nu mai există divizori ai numărului n. Putem astfel să înjumătățim intervalul în care căutăm divizori. Astfel, înjumătățim și timpul de execuție. Implementarea în pseudocod a algoritmului optimizat de afișare a divizorilor unui număr natural nenul. Pentru determinarea tuturor divizorilor numărului n, putem utiliza variabila contor d,
care va parcurge șirul tuturor valorilor de la 1 până la parte întreagă de n pe 2 și va verifica dacă d este divizor al lui n, adică dacă restul împărțirii lui n la d este egal cu 0. În caz afirmativ, se afișează valoarea curentă a divizorului d. La finalul algoritmului se afișează și valoarea variabilei n ca fiind cel mai mare divizor al lui n, singurul mai mare decât jumătatea sa. Să exersăm împreună. Se consideră o secvență de cod în care toate variabilele sunt de tip natural. Care este expresia logică care poate înlocui punctele de suspensie, astfel încât codul prezentat să afișeze în ordine crescătoare toți divizorii pozitive ai numărului natural nenul memorat în variabila x, cu excepția divizorului 1 și a numărului respectiv. Orice număr natural x are ca divizor pe 1 și pe el însuși, divizori improprii. În codul prezentat se solicită identificarea divizorilor proprii corespunzători numărului x, adică a divizorilor diferiți de 1 și de x. Cel mai mic divizor propriu posibil este 2, iar cel mai mare divizor propriu posibil este x pe 2. Vom testa toate numerele care îl divid pe x și se găsesc în intervalul închis 2x pe 2. În acest context, varianta corectă conține expresia logică i mai mic egal cu x pe 2 și este varianta 3. Aplicație practică 1. Scrieți un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură un număr natural nenul n cu maxim 9 cifre și afișează pe ecran, despărțiți printr-un spațiu, divizorii săi naturali. De exemplu, dacă e egal cu 1, atunci în urma execuției programului pe ecran se afișează valoarea 1. Pentru n egal cu 6, valorile afișate vor fi 1, 2, 3 și 6, iar pentru n egal cu 12, în urma execuției programului pe ecran se afișează valorile 1, 2, 3, 4, 6 și 12. În programul prezentat se declară variabilele întregi n și d. Cu ajutorul instrucțiunii sin se citește o valoare pentru variabila n. Se utilizează structura repetitivă cu număr cunoscut de pași pentru determinarea divizorilor numărului n. La fiecare iterație se verifică dacă restul împărțirii lui n la d este 0, iar în caz afirmativ a fost identificat un divizor al lui n și se afișează valoarea curentă a variabilei d. Ca și exercițiu suplimentar, scrieți un algoritm mai eficient din punct de vedere al timpului de executare, prin care micșorați intervalul de căutare a divizorilor lui n. La execuția programului, dacă pentru n se citește valoarea 1, valoarea afișată de program va fi 1. La o nouă execuție, dacă n egal cu 6, valorile afișate vor fi 1, 2, 3 și 6. La o altă execuție, în cazul în care valoarea citită de la tastatură va fi 12, valorile afișate de program vor fi 1, 2, 3, 4, 6 și 12, adică divizorii numărului 12. Aplicație practică 2. Scrieți un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură un număr natural nenul n cu maxim 9 cifre și afișează pe ecran suma divizorilor săi naturali. De exemplu, dacă n egal cu 1, atunci valoarea afișată va fi 1, iar pentru n egal cu 6, în urma execuției programului, pe ecran se afișează valoarea 12, suma divizorilor numărului 6. În programul prezentat se declară variabilele întregi n și d. Cu ajutorul instrucțiunii sin se citește o valoare pentru variabila n.
se utilizează variabila s de tipul long-long și se inițializează cu valoarea 0. Prin însumarea divizorilor numărului dat, pentru valori mari ale variabilei n, este posibil ca valoarea calculată în variabila s să depășească limita superioară a tipului de date int și de aceea a fost ales pentru variabila s tipul de date long-long. Se utilizează structura repetitivă cu număr cunoscut de pași, for, pentru determinarea divizorilor numărului n. La fiecare iterație se verifică dacă restul împărțirii lui n la d este 0, iar în caz afirmativ a fost identificat un divizor al lui n în variabila d și se adaugă valoarea curentă a variabilei d la valoarea curentă a variabilei s. La finalul algoritmului se afișează valoarea variabilei s cu ajutorul instrucțiunii cout. Refaceți algoritmul prezentat și modificați intervalul de căutare pentru divizorii numărului n. La execuția programului, pentru n egal cu 1, valoarea afișată va fi 1. La o nouă execuție, dacă valoarea variabilei n este egală cu 12, atunci valoarea afișată va fi 28, adică suma divizorilor lui 12. La o nouă execuție, dacă n egal cu 6, valoarea afișată va fi 12. Exersează singur și scrie un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură un număr natural nenul n cu maxim 9 cifre și afișează pe ecran numărul divizorilor săi naturali. De exemplu, dacă n egal cu 1, atunci în urma execuției programului pe ecran se afișează valoarea 1. Pentru n egal cu 6, în urma execuției programului pe ecran se afișează valoarea 4, iar pentru n egal cu 12, numărul de divizori al numărului 12 este 6, valoare care va fi afișată pe ecran. Felicitări! Astăzi ai învățat despre cum poți construi algoritmi elementari care combină structurile secvențiale, alternative și repetitive în scopul rezolvării unor probleme ce prelucrează divizorii unui număr natural. Timp de 10 minute, elevii urmăresc modalitatea de rezolvare rezultată dintr-o evaluare încrucișată între colegi, conform solicitării profesorului. În perechi, fiecare elev explică colegului de bancă algoritmul identificat de el și cum a realizat implementarea acestuia în limbajul de programare C++. Activitatea continuă pentru încă 10 minute cu prezentarea algoritmului de rezolvare pentru problema propusă anterior, în situația în care elevii nu au identificat un astfel de algoritm. Prezentarea aplicațiilor propuse pentru exersarea noțiunilor noi dobândite se regăsește în filmul de la adresa prezentată pe ecran și pe care l-am inserat și în slide-ul următor. Bine ai venit la o nouă întâlnire cu limbajul de programare C++. Astăzi te invit să descoperi cum poți utiliza instrucțiunile C++ pentru construirea de algoritmi ce combină structura secvențială cu cea alternativă și repetitivă și să testezi aplicațiile pe care le vom construi împreună la ora de informatică și TIC pentru clasa 7. Aplicație practică 1. Scrieți un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură un număr natural nenul n cu maxim 9 cifre și afișează pe ecran numărul divizorilor săi naturali. De exemplu, dacă n egal cu 1, atunci în urma execuției programului, pe ecran se afișează mesajul numărul de divizori naturali ai lui 1 este 1. Dacă n egal cu 6, atunci mesajul afișat va fi numărul de divizor natural ai lui 6 este 4. Dacă n egal cu 12, atunci mesajul afișat de program va fi numărul de divizor natural al lui 12 este 6.
programul prezentat se declară variabilele întregi N și D. Cu ajutorul instrucțiunii SIN se citește o valoare de la tastatură pentru variabila N. În variabila întreagă NR se va calcula numărul divizorilor natural ai lui N. Se utilizează structura repetitivă cu număr cunoscut de pași pentru determinarea divizorilor numărului N. La fiecare iterație se verifică dacă restul împărțirii lui N la D este 0 și, în caz afirmativ, a fost identificat un divizor al lui N și se mărește cu o unitate valoarea variabilei NR. La finalul algoritmului, cu ajutorul instrucțiunii cout, se afișează valoarea variabilei NR precedată de un mesaj informativ. Refaceți algoritmul prezentat și modificați intervalul de căutare pentru determinarea divizorilor numărului N. La execuția programului, dacă N egal cu 1, mesajul afișat este: numărul de divizori naturali ai lui 1 este 1. La o nouă execuție, dacă valoarea variabilei N este 6, mesajul afișat este: numărul de divizori naturali ai lui 6 este 4. La o nouă execuție, dacă valoarea variabilei N este 12, mesajul afișat este: numărul de divizori naturali ai lui 12 este 6. Aplicație practică 2. Scrieți un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură două numere naturale din intervalul 1-10 la 4 și afișează pe ecran suma divizorilor naturali comuni celor două numere. De exemplu, dacă A egal cu 20 și B egal cu 12, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează mesajul: suma divizorilor naturali comuni este 7. Divizorii numărului 20 sunt 1, 2, 4, 5, 10 și 20, iar divizorii naturali ai lui 12 sunt 1, 2, 3, 4, 6 și 12. Divizorii comuni celor două numere sunt 1, 2 și 4 și suma acestora este 7. În programul prezentat se declară variabilele întregi A, B, D și S. Cu ajutorul instrucțiunii SIN se citește câte o valoare pentru variabilele A și B. Citirea este precedată de afișarea unui mesaj informativ prin care i se solicită utilizatorului să introducă de la tastatură câte o valoare pentru variabila A, respectiv pentru variabila B. În variabila întreagă S se va calcula suma divizorilor naturali comuni celor două variabile A și B. Variabila S este inițializată cu valoarea 0. Se utilizează structura repetitivă cu număr cunoscut de pași pentru determinarea divizorilor comuni variabilelor A și B. La fiecare iterație se verifică dacă atât restul împărțirii lui A la D este 0, cât și restul împărțirii lui B la D este 0 și, în caz afirmativ, a fost identificat un divizor comun pentru variabila A și variabila B și se adaugă la S valoarea curentă a acestui divizor comun reținut în variabila D. La finalul algoritmului, cu ajutorul instrucțiunii cout, se afișează valoarea variabilei S precedată de un mesaj informativ. La execuția programului, dacă pentru variabila A se citește valoarea 20 și pentru variabila B valoarea 12, mesajul afișat este: suma divizorilor naturali comuni este 7. Exersează singur și scrie un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură un număr natural de nul N, cuprins între 2 și 400, și afișează pe ecran mesajul da în cazul în care produsul divizorilor săi impari pozitivi este strict mai mare decât el însuși, sau mesajul nu în caz contrar. De exemplu, dacă A egal cu 18, atunci în urma execuției programului pe ecran se afișează mesajul da, iar dacă A egal cu 19, în urma execuției programului, pe ecran mesajul afișat va fi nu.
Felicitări! Astăzi ai învățat despre cum poți construi algoritmi elementari care combină structurile secvențiale alternative și repetitive în scopul rezolvării unor probleme ce prelucrează divizorii unui număr natural. Timp de 10 minute, elevii urmăresc modalitatea de rezolvare rezultată dintr-o evaluare încrucișată între colegi, conform solicitării profesorului. În perechi, fiecare elev explică colegului de bancă algoritmul identificat de el și cum se realizează implementarea acestuia în limbajul de programare C++. Pentru obținerea unui feedback rapid, se testează soluțiile oferite utilizând un mediu de programare specific limbajului de programare C++. După caz, profesorul oferă explicații suplimentare la sarcinile de lucru unde elevii au întâmpinat dificultăți sau au greșit în mod sistematic. Pentru stimularea performanței, elevii capabili de performanță pot primi sarcini de lucru diferențiate. Regăsiți pe ecran un astfel de exemplu.